Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Minerii de la mina Vulcan au protestat azi dimineață înainte de intrarea în schimbul 2 din cauza înlocuirii din funcție inginerului șef Simion Hanganu cu Aurelian Enache. Director la mina Vulcan este începând de astăzi Sorin Rosmenteniuc, membru al Partidului Național Liberal. Un miner de la mina Lonea s-a accidentat ușor azi noapte la schimbul 3. El este acum în afara oricărui pericol. Astăzi la Vulcan s-a înființat un forum civil. La manifestare au luat parte 10 de persoane. Directorul general al Societății Naționale a Huilei l-a numit astăzi pe Sorin Rosmenteniuc director la mina Vulcan. Cât îl privește pe fostul director Aurelian Enache, și el s-a ales cu un post călduț. Începând de astăzi, penelistul Sorin Rosmenteniuc va continua activitatea managerială a fostului director Aurelian Enache, membru PSD, care de altfel a fost demis în urmă cu câteva zile în urma unei abateri disciplinare. Astăzi a fost numit director la exploatarea Huilei Vulcan, inginerul Rosmenteniuc Sorin, fost șef serviciu electromecanic la exploatarea Huilei Vulcan. Domnul Enache, tot astăzi a fost numit inginer șef SSM la mina Vulcan. Aurelian Enache a fost demis din funcția de director al minei Vulcan luni 25 martie, după ce la adresa lui s-au constatat mai multe nereguli. Înainte de a fi director însă, el a fost de cealaltă baricadă a sindicaliștilor. În acea perioadă, el s-a făcut cunoscut mai ales datorită unui număr de striptease în fața angajatelor minei Vulcan la o petrecere de 8 martie. Minerii de la schimbul 2 de la mina Vulcan au protestat astăzi nemulțumiți de schimbarea inginerului șef SSM Simion Hanganu cu fostul director Aurelian Enache. Noua conducere a minei a convins în cele din urmă pe ortaș să intre în subteran cu promisiunea că luni se vor purta discuții cu conducerea Societății Naționale a Huilei vis-a-vis de aceste schimbări. Protest astăzi la mina Vulcan, pentru că înlocuirea lui Simion Hanganu cu Aurelian Enache i-a nemulțumit pe mineri. Aceștia, în semn de solidaritate cu fostul inginer șef, s-au adunat în curtea minei și apoi în sala de apel, refuzând să intre în subteran în schimbul 2. Ortacii îl consideră pe Hanganu un profesionist care și-a făcut bine treaba și spun că nu avea de ce să fie schimbat din funcție. Astăzi s-a luat decizia schimbării directorului la mina. Oamenii nu au problema cu schimbării directorului, dar avem un foarte mare profesionist la noi la mină, care de-a lungul evenimentului care l-am avut la mina Vulcan, exploziile care au fost, a fost omul care prin experiența lui a făcut să existe mina Vulcan și să fim la nivelul care suntem acum, de 10 ani cel puțin, suntem cea mai bună mină. Da, și asta domnul Hanganu, domnul inspector Hanganu, care prin profesionalismul lui ne-a făcut să ajungem unde suntem, iar acum să fie decăzut așa pe alte motive, poate, eu știu, politice decât profesionale, oamenilor nu se pare normal, este ca un părinte pentru noi. Nimeni nu are treabă cu domnul Enache că a venit în locul lui sau... Noi avem... Problema noastră este domnul Hanganu să nu cadă din postul lui. Domnul Enache poate să ocupe oricare loc la mina Vulcan, nu avem nicio treabă cu el, deci să nu se înțeleagă că noi avem ceva contra domnului Enache. Problema noastră este domnul Hanganu, că nu vrem să fie schimbat. Noul director al minei, Sorin Rosmenteniuc, a discutat cu minerii preț de câteva minute, iar în cele din urmă ei au fost convinși să intre în șut, cu promisiunea că luni se vor purta discuții cu conducerea Societății Naționale a Huilei. Domnul Hanganu are o reputație foarte bună la mina Vulcan, e șeful stației de salvare, a avut multe acțiuni prin care oamenii au o legătură bună, sufletească cu el și e un foarte bun profesionist. Și în ce să vă spun? Din simpatie, din ăsta nu sunt de acord. Este un bun profesionist? Este unul dintre cei mai buni de la mina Vulcan. Și oamenii sunt frustrați pentru schimbarea asta. Spun că dacă directorul a fost schimbat din anumite motive, de ce să ia funcția unui profesionist și să găsească o altă soluție? Am discutat cu ei, cu sindicatul, le-am spus că mâine vom avea o întâlnire cu conducerea
SNH-ului și vom încerca să ținem cont și de părerea sindicatului. Deocamdată trebuie să respectăm deciziile directorului general, probabil a avut anumite motive pentru aceste numiri. Simion Hanganu ocupa acum funcția de șef sector aeraj. Dacă luni vom găsi o soluție rezonabilă să fie toată lumea mulțumită, nu cred că vor fi probleme. În situația actuală, domnul Hanganu este șef sector aeraj, deocamdată. Și să vedem dacă lucrurile rămân așa. Din câte știu, decizia companiei e luată, dânsul a fost de acord cu domnul Hanganu, a semnat și dânsul că este de acord. Să vedem pe mai departe ce se va întâmpla. Da, oamenii au intrat în mine, au înțeles, le-am explicat că vom avea discuții și vom ține cont și de părerea lor. Dar, până la urmă, decizia e a celor care conduc. Liderii minerilor consideră că aceasta este faza incipientă a unor măsuri de protest ce urmează în Valea Eșiului datorită acestor numiri politice făcute de directorul Nicolae Drăgoi, care nu au la bază niciun strop de profesionalism. Numirile și destituirile pe criterii politice, din păcate, au atins niște cote care au început să deranjeze simplii salariați, nu numai pe cei care au putere de decizie sau văd lucrurile mai de aproape. Este o măsură pe care eu am înțeles-o, o măsură de protest sau o formă de protest, întrucât din ceea ce cunosc de la salariații minei Vulcan, domnul Hangan, care a fost înlocuit de către fostul director, Enache Aurelian, este un profesionist, iar minerii, să știți că apreciază profesioniștii și cu atât mai mult oamenii corecți, chiar dacă sunt mai exigenți cu aceștia. Un miner de la exploatarea minieră Lonea a ajuns aseară la spital după ce s-a accidentat în subteran. Totul s-a petrecut în jurul orei 21:30 la schimbul 3. Un miner de la exploatarea minieră Lonea, aproape de terminarea programului la schimbul 3, a fost lovit de o bucată de cărbune. El a fost imediat transportat la spitalul de urgență din Petroșani. Ortacul nostru a suferit o lovitură, contuzie. A fost lovit în zona coasei, în spate, la un loc de muncă, într-un abataj. Am suminat. Nu a suferit fracturi sau traume grave, să zic așa, este în afara oricărui pericol. Bărbatul Cristian Bălan este în continuare internat la Spitalul de Urgență din Petroșani la secția de ortopedie. Victima prezentată în serviciu de urgență era echilibrată din punct de vedere hemodinamic, conștientă, prezentând o durere la nivelul bazei hemitoracelui drept, a șoldului drept și a coloanei lombosacrate. În urma investigațiilor clinice, paraclinice, a fost diagnosticat cu un traumatism de coloană lombosacrată și bazin și a rămas în observație pe secția de ortopedie a spitalului nostru. Au furat și au încercat să ofere favoruri sexuale drept pretext, însă acum vor plăti. Doi bărbați și o femeie din Lupeni au fost arestați de polițiștii lupeneni și ulterior au primit din partea judecătorilor de la Petroșani mandate de arestare pentru 29 de zile. Judecătorii de la Petroșani s-au pronunțat aseară în privința arestării a trei persoane din Lupeni care au fost reținute de polițiști după ce s-a stabilit că în urmă cu câteva nopți au acostat într-un bar un bărbat în vârstă de 48 de ani și, sub pretextul oferirii unor favoruri sexuale, i-au furat 500 de lei și un telefon mobil. S-a primit o sesizare de la un cetățean despre faptul că i s-au sustras suma de 500 de lei și un telefon mobil. Astfel, în urma sesizării, s-au efectuat verificări și s-a stabilit că cetățeanul a fost acostat de către un bărbat într-un bar de pe raza orașului Lupeni, iar sub pretextul oferirii de servicii sexuale, acesta a fost condus în apartamentul acestuia, unde i s-au sustras suma de 500 de lei și telefonul mobil. Cele trei persoane identificate au fost prezentate instanței cu propunere de arestare, ocazie cu care li s-a emis mandat de arestare pe 29 de zile. Cele trei persoane au fost încarcerate la locul de detenție. În acest dosar mai este cercetată încă o persoană, o tânără de 19 ani, tot din Lupeni, însă în stare de libertate.
Managerii spitalelor din Valea Jiului au stabilit cuantumul coplății pentru pacienții ce se vor interna, însă nu știu dacă le pot aplica cu data de 1 aprilie. Hotărârea Ministrului Sănătății nu a fost publicată încă în Monitorul Oficial. Pacienții vor plăti începând cu 1 aprilie o sumă modică, cuprinsă între 5 și 10 lei pentru serviciile de spitalizare, cu excepția celor de urgență. Acesta a fost anunțul făcut în urmă cu câteva zile de Ministrul Sănătății. Reprezentanții spitalelor din Valea Jiului spun că au stabilit valoarea coplății, dar nu o vor percepe pacienților la externare până hotărârea nu va apărea în Monitorul Oficial. S-a stabilit că la Spitalul de Urgență Petroșani coplata este de 10 lei pentru pacienți externați. Este tot ce s-a putut stabili la ora actuală. Așteptăm în continuare să vedem hârtiile, să zic așa, oficiale, deci legislația care să prevadă exact modalitatea de aplicare a coplății. Legislație care, deși a fost anunțată că a fost aprobată în hotărâre de guvern încă în cursul săptămânii trecute, până la ora actuală nu știu să fi fost și publicată Monitor Oficial. Ca atare, nu știu dacă este în vigoare. Teoretic nu va fi aplicată. Dar dacă apare, o avem stabilită la suma de 10 lei de pacient externat, cu excepțiile pe care le prevede legea. Suma între 5 și 10 roni, probabil că o să stabilim maxim 10 roni, pentru că oricum e derizorie. Noi am stabilit și astăzi, de fapt, dar trebuie să facem hârtiile, să trimitem spre avizare la Consiliul de Administrație. Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a declarat că această coplată se va percepe o singură dată la externare, indiferent de perioada spitalizării. Managerii spitalelor spun că banii adunați de pe urma coplății vor fi utilizați în modul în care permite legea. Credem că nu-i mult, pentru că banii aceștia, noi am făcut și un calcul așa estimativ, asupra sumei care se va colecta din coplată, e sub 1000 de roni, 10 milioane, nu? Pe lună, da. Și îi folosim la substanțe dezinfectante, la material de curățenie, papuci și halate pentru vizitatori, pentru că programul prelungit ceea ce privește vizitarea de către aparținători ne creează anumite probleme în ceea ce privește dezinfecția, curățenia în spital. Da, suntem de acord cu tot, dar banii aceștia să rămână în fondul spitalului, deci să nu se ducă în altă parte. În altă parte cum ar fi? Deci la primării sau, mă rog, să nu se facă alte scopuri cu ei. Deci să fie în fondul spitalului, deci să rămână în fondul spitalului. Eu aș fi de acord să fie mai mult de 10 lei, înțelegi? Pentru ceea ce am vorbit mai înainte, dar să rămână în fondul spitalului. Nu contează cu un 5-10 lei, când are omul, deci omul nu se gândește la un 5-10 lei, se gândește să fie, deci, pentru spital. Folositor spitalului, bineînțeles. Da, sunt de acord. Pentru că tot în beneficiul nostru este. E mult 10 lei? Nu. E puțin. Eu aș fi dat și 50 de lei. Pentru că e în beneficiul nostru. Ministrul a mai precizat că sunt și cazuri exceptate de la coplată, bolnavi cronici incluși în programele naționale și care au nevoie de mai multe internări pe an, copiii până în 18 ani, gravidele, lehuzele, pensionarii cu pensie sub 740 de lei și persoanele cu handicap. Conducerea Societății Naționale a Huilei și Sindicatul Muntele au încheiat un protocol prin care au stabilit programul de lucru al minerilor pentru luna mai. Ortacii vor beneficia de o mini-vacanță de 6 zile în prima parte a lunii. 10 zile din 31 ale lunii mai vor fi libere pentru minerii din Valea Jiului. Administrația Societății Naționale a Huilei și liderii Sindicatului Muntele au încheiat un protocol prin care s-a convenit de comun acord programul de lucru al minerilor pentru luna mai, când este sărbătorit și Paștele. Astfel, minerii vor avea liber în primele 6 zile ale lunii, plus alte încă 4. Aceste libere au fost acordate în baza prevederilor contractului colectiv de muncă în vigoare. În cursul zilei de ieri am stabilit programul de lucru pentru luna mai, astfel încât salariații SNA și SA Petroșani vor fi liberi în perioada 1, 2, 3, 4, 5 și 6,
cu recuperarea zilelor de 2 și de 3 în data de 11 și de 25 mai. În așa fel am gândit acest protocol și acest program de lucru ca salariații să poată să-și petreacă sărbătorile de Paște pe o perioadă mai lungă de timp, așa cum se întâmplă în toată țara. Conducerile sucursalelor împreună cu sindicatul reprezentativ pe unitate pot conveni asupra unui alt program de lucru în funcție de situația specifică a fiecărei sucursale, cu respectarea numărului de zile lucrătoare pentru luna mai a acestui an. Câțiva angajați ai primăriei Lupeni se pregătesc să plece la Londra pentru un schimb de experiență pe teme de protecție civilă. Consiliul local va acoperi costurile deplasării. 7 angajați de la primăria Lupeni, printre care și viceprimarul Corneliu Lungan, se pregătesc să plece în capitala Angliei, unde ar urma să se specializeze în domeniul protecției civile. Este un schimb de experiență pe administrația publică locală. Între noi și administrațiile din Londra și din jurul Londrei, un lucru foarte binevenit pentru administrația publică locală, fiindcă în orice deplasare nu ai altceva decât de învățat și poți să înveți foarte multe lucruri de la orice coleg de al tău. Specializarea în acest domeniu la Lupeni este o chestiune prioritară, mai spune primarul Cornel Resmeriță, care și-a exprimat regretul că nu a putut trimite mai mulți angajați din primărie în această deplasare. Bursă cu rezultat slab astăzi la Petroșani. Din 120 de șomeri veniți în căutarea unui loc de muncă, doar 20 au primit repartiții în vederea angajării. Astăzi a avut loc o nouă bursă a locurilor de muncă la Petroșani. La aceasta s-au prezentat 6 angajatori și în jur de 120 de șomeri. Oferta firmelor a fost una destul de bogată în domenii precum confecții, construcții sau alimentație publică. Însă, mulți dintre cei care au venit în căutarea unui job azi nu prea au avut calificările cerute de angajatori. Am încercat și cu anunțuri în ziar și așa, dar foarte greu și imposibil, aproape imposibil. Deși atâta lume se plânge că nu sunt locuri de muncă, totuși ne confruntăm cu situația că la o situație din asta concretă nu ai cu cine lucra. Am avut 16 persoane, din care eu zic că 5 au deja vechime în domeniu, și sper din cele 5 să selectez 2. La finalul bursei, din cei peste 120 de șomeri, doar 20 au primit repartiții în vederea angajării. Astăzi, la primăria Vulcan a luat naștere un forum de societate civilă, în cadrul căruia membrii comunității pot veni cu idei de organizare a unor acțiuni sau dezbateri publice. Numele acestuia va fi Forumul Vulcanean. Reprezentanții ai administrației locale, manageri de instituții publice și private, preoți, profesori sau pur și simplu cetățeni au luat astăzi parte la înființarea unui forum de inițiativă civică. În urmă cu circa 2 luni de zile am avut o întâlnire cu profesorii de la toate instituțiile de pe raza Vulcanului, adică la toate școlile, la care au participat foarte mulți profesori, învățători, educatori. Și atunci am avut o discuție preliminară prin care înștiințam profesorii că ar fi bine, ca și intelectualitatea Vulcanului, să depună eforturi și să vină cu idei și să facă parte și ei dintr-o organizație pentru a găsi soluții și a vedea spre ce ne îndreptăm cu comunitatea noastră. Și atunci am făcut un test și a rezultat că ar fi foarte bine să constituim un forum la nivelul municipiului Vulcan, astfel încât să putem dezbate unele probleme ale comunității față în față cu cetățeni. Și aici poate să înscrie atât intelectualii, cât și muncitorii, clasa medie, clasa de mijloc, în mod deosebit, că, propriu zis, aici se rezolvă cele mai multe probleme. Și iată, astăzi am reușit să ne constituim. La sfârșitul ședinței de constituire, angajații primăriei Vulcanii au făcut o surpriză primarului Gheorghe Ile, care duminică își aniversează ziua de naștere. Yeah.
este foarte frumos, este o surpriză, că nu știam ce mult mondesc cele mele pe acolo. Da, într-adevăr, așa este. În duminică trece și așa, deci așa că Doamne vină. Și amândouă de asta. Mulțumesc foarte frumos! În acest sfârșit de săptămână, credincioșii catolici sărbătoresc Paștele cu o lună mai devreme decât ortodoxii. Reprezentanții administrațiilor locale, indiferent de religia pe care o au, au declarat că sunt alături de cetățenii de acest rit. Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale pentru catolici reformați, permiteți-mi să vă adresez cu această ocazie din partea Consiliului Local, al primăriei, cât și a meu personal, ca mult Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să vă dea minte, sănătate, putere de muncă, ca această lumină de înviere să fie permanent, până la anul când în aceeași formulă se va sărbători această însemnată zi religioasă și totodată vreau să spun că această sărbătoare pascală, învierea Domnului Iisus Hristos, să fie alături de noi permanent pe parcursul anului. Tuturor le doresc Hristos a înviat. Le doresc cu această ocazie, cu această sfântă sărbătoare, să aibă sănătate, liniște sufletească și să își petreacă sărbătorile de Paște alături de cei dragi, de familie, de prieteni, de toată lumea care le este dragă. Cu ocazia sărbătorii Paștelui Catolic urez cetățenilor catolici un sărbători fericite, un Paște cât se poate de bun și numai bine, multă sănătate înainte de toate. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Ne revedem luni la 17:30. Vă dorim tuturor un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.